重复一点，我怎么说的？因为在此处我很心疼他，没有看你。你听过二审，二审你不行，我们遇到的例子外加的，因为这家很低级，加了小时外加的，不得接他妈的，老外加的在那些不能接受。Este o grămadă de normative care spun capetele astea nu se folosesc, că nu poate să arate halul ăsta. Asta nu putem trage așa să o punem în mâncarea unor oameni. Feliile astea, vă spun eu, ele au fost feliate sus, nu aici la dumneavoastră. Că nu puteam să avem o felie, stai să le facem o felie de un fel, o felie de un fel, destul le-a stăiat aici și mai și felii diferite. Și după aceea se aruncă. Perfect. Unde se aruncă? În butoile de porci. Păi aveți una în... Pe tocmai mi-a spus doamna că astea au venit pentru pizza, nu așa mi-a spus doamna? Nu, astea stăiate pentru pizza. Deci, da, deci mi-a spus că stăiate pentru pizza. Deci, unde le-a stăiat? Unde le-a stăiat, doamna? Unde le-a stăiat? Nu cred. Și cum mai este o felie de un fel, una de un fel? Ce-a stăiat? Păi, te avem una, două, trei, patru de un fel, care erau amestecate cu altele de altfel. Și vă întreb ceva, dacă ați tăiat pe ăsta în feriator, ca să înțelegeți că ne luați de tâmpiți. Pe ăsta l-ați tăiat în feriator, unde sunt feriile de la el? Da, da, da. Unde sunt feriile de la el, doamnă? Sau așa a venit de sus? Aici o să scriem acte direct, nu mai amânăm. Nu invitație, nu nimic. Sau invităm într-o oră la comisarie. Deci, de fapt, doamne, vă vin capete de sus. Nu vreți să le spuneți, nu? Vă întreb, doamne, de ce vă uitați la dânsă? Că e logic, nu? Dacă am un cap de salam și nicăieri o felie din salamul ăsta, înseamnă că el așa a venit de sus. De unde v-a venit ăsta? De unde l-ați achiziționat? De unde l-ați achiziționat, doamne? Șefa, dați-ne un document. Haideți, dați-ne un document facilitate. De unde l-ați cumpărat pe ăsta? Nu l-am cumpărat. Probabil că vin de sus și trebuie să aruncate în butoaiele de porci. A, dar vin de sus și le găsiți? Astăzi l-am dus consult de bună? Au greșit două tăvi, nu? Că mai avem și aici o tăviță. Nu? Mai avem și aici o tăviță. Și de ce le-am pus totuși data de 27? Pentru că astăzi au venit. Păi atunci să aveți de aici trei notate, nu puse cu noi. Uite, iar mai găsim niște căpățele, dar care nu avem feliuțe la ele. Transferul între gestiune la veci? Nu, cred că este sus. Transferul între gestiuni? Haideți să mergem sus. Hai să începem să notăm ce-i. Lipsă documente juste. Faptul că e stabilit o dată de durabilitate minimală, nejustificată de niciun document, Ferița asta tot de sus-o pentru aruncație sau de folosit? Nu, acel lucru trebuie folosit. Mașina de tocat. O, putea să mă atace? Dacă e de negru? Nu. Acest coșolino? Nu, ăla nu-l folosim. Nu-l folosim. Dar nici nu-l igienizăm, nu? Ba da, n-am folosit. Asta nu-i făcut. Ciorba asta, câte ciorbe faceți într-o zi, vă rog? 7 ciorbe. Hai să numărăm câte avem aici. Numărăm 5 ciorbele, spuneți de care sunt vorba. Burtă. Ceva. Ciorbele sunt doar pe cele două aragaze. Păi nu, aici am venit și oameni. Haideți în coace că cineva, un nenorocit, v-a mai pus niște ciorbe și niște mâncare aici. Faptul că de-aia să puneți etichete care zic că noi nu suntem să obicei de sincerele până s-au dat de 27. Deci știu să-ți vorbim. Tot 27, nu? Nu cred. Când ați făcut-o? Trebuie să-ți dați un răspuns. Vă rog eu. Eu cred că de dimineață și s-au băgat aici. Aha. Și asta tot de dimineață.
Cât are timp de fierbe o lună din asta și câte ochiuri aveți? Și nu voi să s-o poteam. Dacă vreți să reportăm în continuare, vă mulțumim.